Propone. Propone. Propone o no? Was. Doamna Stan. Prima mea din este pentru... Ați propunea n-a fost, nu? Sau o altă propunere. Nu, 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 nu. Împotrivă? Se abține. Nu ați specific, da, cum să nu? Și două minute. Da, eu nu știu. Aba, da. Proiectul de hotărâre. Proiectul de hotărâre privind aprobarea lista bunurilor din domeniul public și privat al domeniului Nicolae Tăcescu, aferente sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare. 1. Se aprobă lista bunurilor din domeniul public și privat al comunei Nicolae Bălcescu, județul Bacău, aferente sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare, conform anexiunii la prezență. Se împuternicește cu viterea la îndeplinirea prezentei hotărârii a domnului de domnului Ioan Adrian, iar cu punctul 3, prezenta hotărârii va fi comunicată Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău Adic, instituției prefectului județului Bacău, Secția Compania Regională de Apă Bacău S.A., persoanei nominalizate la articolul 4, Consiliului Județean Bacău și va fi adusă la cunoștință publică în condițiile legii. Da, aici așa aducem niște probleme, dacă dați voi. Este vorba de listă de inventar a bunurilor ce aparțin sistemului de alimentare cu apă și canalizare. Toate aceste bunuri sunt prinse în anexa alăturată, dacă o aveți fiecare. Aici se referă la tot ce înseamnă conducte de canalizare, tot ce înseamnă obiecte de inventar, mijloace fixe, ce aparțin sistemului de alimentare cu apă și canal. Ele, v-am mai spus, figurează în anexa asta. Dacă vreți și sunt întrebări detaliate, punctual sau pe ceva care se ocupă. Deci, inventarul ăsta, de fapt, este în teren. E vorba de stații de epurare, e vorba de stații de pompare, e vorba de tot ce aparține, inclusiv obiecte de inventar care aparțin acestui sistem. Ele trebuie aprobate în Consiliul Local, pentru că asta e procedura. De... Mai sunt alte întrebări? Să punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Următorul proiect de hotărâre privind însușirea bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Nicolae Bălcescu. Suplimentarea unor poziții din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Nicolae Bălcescu, județul Bacău, conform tabelului următor. Da, aici vreau să, dacă dați să completez cu... Deci, drumurile astea figurează în domeniul public, numai că atunci când s-au introdus în domeniul public, au fost introduse pe o... s-au măsurat, nu s-au măsurat din gard în gard. S-au măsurat, așa cum s-au măsurat, din șanță în șanță. Și acum, la extindere de gaz, pe Bălcescu și pe Garden, pe Valea Seacă, deci producțiile care le-am propus noi, conductele principale, figurează niște inadvertențe, deci nu concordă cu suprafață. Și acolo unde a fost cazul, unde s-a cerut, am remăsurat și sunt mici diferențe. Despre asta e vorba, deci străduțile astea, vedeți că sunt și în Garden și Buchila. Denumirea străzii nu este după numărul domnului Tatăl. Cum vedeți, Caramat, Sar, Buchila, poate nu știți, dar el figurează pe hartă. Strada Gropilor, strada Serelor și Fermierului. Asta au fost date denumirile. Deci despre asta e vorba. Următorul punct la această... Proiectul de hotărâre este de la
valoare în inventarul domeniului public al comunei a unei suprafețe de teren în această categorie de folosință bună. După cum urmează. DS 19, strada Gării, satul Galben. Lungime propus 112 metri lungime, lățime 5 metri lungime, suprafața totală 560 metri pătrați. Vecinătăți nord de E, 3225/2, iar la est de cele 9. În următoarea ordine de idei, DS 3225/2, strada Bălții, satul Galben, la fel, lungime 517, lățime 5, suprafața totală 2585 metri pătrați. Vecinătăți la nord, CCN 3240, iar la sud, DS 19. DS 658, strada Mălinului, satul Galben, lungime 130, lățime 5,5, suprafața totală 715 metri pătrați. Vecinătăți la nord, Catarinei Mihai, la sud, DS 541. Da. Aici sunt străduții care nu au fost prinse în domeniul public. Noi le identificăm în momentul în care sunt proiecte de dezvoltare pe asemenea străduții. Le-am identificat, am căutat în domeniul public, nu există, le introducem. Deci despre asta e vorba. E vorba de străduții care nu au fost introduse în domeniul public. Ele figurează, dar asta este procedura. Deci se măsoară strada și se propune pentru trecerea domeniului public. Punctul 3. Se mandatează domnul primar să întreprindă demersurile legale împreună cu autoritățile competente să propună Guvernului României modificarea anexei numărul 54 la hotărârea Guvernului numărul 1347 pe 2005. Supunem la vot acest proiect. Dacă sunt întrebări, propune. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Dacă îmi permiteți, domnul primar, cu șanțurile astea pe lugări. Dacă vedeați azi, era apa la trecut la geam. Cu șanțurile astea pe lugări, tot insist. Să le facem odată, măcar să le săpăm. Au ajuns până într-o zonă. Dacă veniați azi, vedeați care e situația acolo. Știu că am fost. Știu. Și am surprinit acolo. Au fost probleme, vă spun, pe partea cealaltă. O să vedeți, când s-a apucat de excavatorul, trebuie să descarci undeva. Toată lumea e împotrivă să se ducă la el în furt, în bucată. Am avut discuții de genul ăsta și pe partea cealaltă. Când vin inundații, se umple șansul, trebuie să diverseze undeva, pentru că asta e. Deci, pe lungimea asta de 2 km, nu merge așa la infinit. Cum? Nu putem merge așa la infinit. Deci veniați și vedeați ce e în curte la vecinul, ce a fost în curte la mine, la vecin, la doi vecini. Păi și ce vreți să vă fac eu șansul în față? Nu, nu. Șansul principal. Eu fac podeț. N-am ce podeț, n-am ce nimic. Așa. Șansul. Eu degeaba am mai pus odată șansul și am pus podeț. Este șans. Nu este. În fața la dumneavoastră. Nu este șans. Da? Da. Am fotografii. Filmatul de azi. Bun, deci de asta l-am spus. Eu știu că de acolo s-a plecat din deal, s-a venit șansul până într-o locație. Deci degeaba facem podețe. Mihai Molner a făcut podeț, știți, intră un om întreg. Intra un om întreg cu podeț. Se colmatează. Pentru că nu este șansă mai sus. Lipsește șansul. Degeaba facem noi șansul, dacă lipsește mai sus. Se colmatează cu balaut. Dar bine, acolo în zona aia... V-a spus că, dacă îmi permiteți, încât eu știu fiecare în față care șansă, fiecare proprietar din casă, care are în față. Bun, și ceilalți care nu au case? Acolo am trimis noi, adică posibil cum se poate să facem. Nu, ultima dată tot eu am făcut, am văzut unde are bucata, față-față cu depozitul, tot am făcut eu din banii. Dacă facem toată comuna la fiecare în față șansă, noi nu mai facem altceva nimic decât șansă. Dar nu sunt toată comuna, e un drum principal, care leagă două sale. Poate să-mi ceilalți oameni care stau în eșez natural și mă pidează că n-am făcut șansă. Bine, acum problema este că mai există și proprietatea, n-au dat, adică există să-și facă, dar o să trebuie să fac o revizuire pe tema asta, da? V-am spus, am fost bun de excavator și am făcut șanți începând din intersecție și până la un moment dat, unde trebuie să descarci undeva. Toată lumea este împotrivă. Pe partea opusă, da, pe partea stângă, cum urcați înspre Valea Seacă, nu.
Deci a fost făcut undeva până la jumătate, mai sus de jumătate. Este pe partea asta, unde s-o săpat în direcția aia, s-o săpat așa. Cat, nu așa, și a rămas așa. Este dus cel puțin 300-400 de metri, vă spun. Mai jos de case, cu unde sunt casele, nu este șansă. Și între case sunt proprietari care au terenă. Dacă sunteți în zonă și un bun cetățean, le spuneți la aia care nu au șansă să-și facă șansă. Deci eu am făcut-o dat prima nimeni, începând de la intersecție. Azi am avut un caz, acum o săptămână, i s-a dat avertisment să-și facă șansă. Și acum, când plouă, nimeni nu spune nimic. Când vine o leagă de ploaie, gata. Toată lumea își dă seama că n-are șansă și intră apa curte. Haideți să... și dumneavoastră aveți obligația cetățenească, nu mai spun de consilier local, care puteți convinge cuvintele care le spuneți aici, tot la fel, pe cetățeanul care nu are șans și obturează apa. Adică trebuie să facem front comun. Eu trimit poliția să știți că am dat în științări pentru curățenie și pentru astea la greu, la greu. Dar probleme, să... dacă eu am calcul legea asta, să-mi dați și mie. Nu, dumneavoastră, nu. Începând de la strada lui Mihai Monier, până la strada, până la vecinul care își face casa. Eu mă refer la cetățenii care spuneți că n-au șansă. Deci haideți să muncim împreună, că nu schimbăm mentalitatea, de unul singur nu face nimeni nimic. Deci cred că împreună putem face mai mult. Domnule, așa cum și-au spus că în drum public, așa cum s-au făcut șanturi în altă parte, se fac și acolo. Deci vă spun, de o persoană la care am drum public sunt toate în comuna asta, drumuri publice. Nu crezi că am insistat? Dar nu se iau taxe, vă spun un lucru, deci mult cineva invoca, cineva venit din Italia, invoca că la noi în Italia se fac șanturi, se fac curățenii, dar acolo impozitul și taxele care se ridică pentru curățenie înseamnă 300 de euro pe an. Păi dacă noi am încasat banii ăștia, am vopsit și porțile. Deci nu, vă spun, e o mică diferență. Când plătești 70 de lei sau 80 de lei impozite și taxe pe teren, pe casă și tot ce plătești 70-80 de lei, din banii ăștia n-ai cum să faci curățenie și șansă în fața fiecărui cetățean. Dacă sunteți de acord, propuneți dumneavoastră o taxă pentru curățenie și șanțuri și vom face de anul viitor, punem taxa în aplicare și facem șanțuri. Și salariul de 2000 de euro. Cum? Și salariul de 2000 de euro propunem atunci. Păi ăla dă 300, dar are salariul de 2000 de euro, n-are... Păi și la dumneavoastră... Comparați că ăla dă 300, păi 300 e nimic ca toată la italian, cum vă dat. Păi nu, da. La salariul care nu are. Deci, în funcție de salariu, bineînțeles. Am mărit, am mărit toate aici. Ce să mai mărim? Dar ce, ați mărit dumneavoastră? Sau? Nu, dumneavoastră ați mărit, nu eu. Eu n-am votat. Nu, noi am avut respect la legea. Eu n-am votat. Știu, sunt mărit înainte și pe aceea s-o pus pe eu de legea. Același lucru este și la indemnizația dumneavoastră, domnul consul. Știu. Aceeași cotă de mărit. Deci nu e nicio diferență. Dar n-ai mărit tu. Nu, eu nu ți-am zis tu. E, da. Deci dacă vorbim la tu, înseamnă că depășim. Am vorbit și indemnizație? Da. Deci mi-am făcut eu mie? Făcut un legitor. Trebuie să, uite, repus și doresc la șansul, facem șansul. Nu? Dacă e vorba de corectitudine. Haideți să facem muncă, deci dacă sunteți de acord, să promovăm pozitiv aceste lucruri și în fața cetățenilor. Deci, aici sunt de acord. Sunt de acord cu ce ați spus. Vom vedea dacă nu este șansă. Putem face un mare lucru să facem, dar mii de kilometri n-ai cum să faci la instituție publică. Pentru că nu există acoperire. N-ai cu cine, n-ai cum. De asta v-am spus că haideți să promovăm ca cetățeanul în fața porții 10 metri poate să-și facă șanțul și curățenie în fața porții. A mai venit cineva și vă zic că domnul viază înainte, e domeniul public, nu mai fac nimic. Bun, eu vă garantez că există și niște legi care spune clar că ești obligat ca cetățean pe timp de iarnă să-ți creezi condițiile ca să poți ieși pe poartă. Să faci căruță. Așa. Timp de iarnă să faci căruță și vara să da. E, dacă am ajuns la nivelul la care să promovăm că dar, oamenii să instigăm să nu facă, înseamnă că ne-a schimbat rău. Bună ziua! Bună ziua!